Cu noul proiect de plafonare a tarifelor RCA pus în dezbatere publică, autoritățile încearcă să controleze creșterea prețurilor și să stabilizeze piața asigurărilor auto obligatorii. Suntem în cursul lunii martie. Tarifele de primă maximă prevăzute se stabilesc la nivelul propriilor tarife de primă care au fost practicate de către fiecare asigurator RCA la data de 28 februarie anul curent. Urmând să fie valabilă, cum spuneam, pe o perioadă determinată de timp de 6 luni de la data intrării în vigoare a hotărârii pe baza acestui proiect. Se caută și vinovații pentru seria de falimente din domeniul asigurărilor RCA. Șeful Consiliului Concurenței a fost chemat azi în Senat să dea explicații. Vă contrazic și vă spun că puteți interveni. Da. Pentru că aveați toate elementele, dar ca cel preț mic... După ce răspund. Păi nu a spus că nu puteți... Ba da, puteți. Lăsați-vă să termin explicația, dacă poate vă convinge. Haideți să vă pierde, nu mă convingeți. Concentrarea în piață e ilegală. Nu e ilegală. Bogdan Chirițoiu susține că autoritatea pe care o conduce de 14 ani nu poate fi trasă la răspundere pentru falimentele din piața de asigurări. Au comis și fraude. Deci n-au fost numai imprudenți, ci au fost doar fraude. Zonele astea, imprudență și fraude, nu politica de concurență rezolvă acest tip de probleme. ASF-ul este cel care are reglementarea prudențială. Dar cu puține excepții, parlamentarii nu s-au lăsat convinși. Consiliul Concurenței și ASF își pasează vina, au susținut aleșii. Toți le-ați dat amenzi, da? Și scenariul ăsta păcătos și nenorocit în care ni s-au furat 1 miliard de euro s-a repetat. Asta nu se devină, ASF-ul nu-i devină. Când se fură 1 miliard, e mare vină. Dacă nu puteți, la revedere, găsiți-vă alt drum. Parțial sunt de acord cu domnul președinte. Aici dânsii trebuie să urmărească dacă fac abuz de poziție dominantă. Și abuzul de poziție dominantă dacă își impun prețuri. În caz de dumping, acolo trebuie ASF-ul să vadă și să verifice dacă își respectă toate îndatoririle. Tu vii cu un produs atât de ieftin, care nu mai este sustenabil, evident că nu mai este sustenabil din partea asiguratorului, atunci trebuie să intervii. Acum important e să se acopere daunele, spun transportatorii. Cer și ei demisia lui Bogdan Chirițoiu. Venim astăzi la dumneavoastră, în fața dumneavoastră, cu rugămintea să chemați ASF-ul și fondul de garantare să înceapă plățile urgent, să acceseze un credit garantat de statul român ca să poată face plățile și la păgubiți, și aici mă refer și la persoane fizice și la persoane juridice, cei peste 300.000 alu Euroins. Tot pentru a menține stabilitatea pieței RCA, Consiliul Concurenței propune și un sistem de prețuri de referință la tarifele reparațiilor auto.